Ești ceea ce gândești, Dr. Wayne Dyer. Versetul 76. La naștere, omul este mlădios și slab. Când moare, este rigid și țeapăn. Toate câte există, chiar iarba și copacii, sunt mlădioase și maleabile în timpul vieții, însă devin uscate și sfărâmicioase când mor. Rigiditatea este o însoțitoare de drum a morții, la fel cum mlădierea este înrudită cu viața. O armată care nu poate ceda va fi înfrântă. Un copac care nu se poate încovoia se va frânge în două în calea vântului. Tot ce este tare și înțepenit se va rupe. Tot ce este mlădios și suplu va dăinui. Cum să trăiești rămânând mlădios? Lucrul pe care îl apreciez cel mai mult atunci când studiez Tao Te Ching este devotamentul fără cusur, manifestat față de Marea Cale, care este căutată printr-un studiu atent al naturii. În acest verset, Lao Zi ne cere să ne schimbăm modul de a percepe conceptul de putere, observând că cele mai solide și mai durabile lucruri din lumea naturală tind să devină mlădioase, plăpânde și chiar vulnerabile. Dacă până acum am crezut că puterea este dură, inflexibilă, incapabilă să cedeze, el ne invită să ne schimbăm acest punct de vedere. După părerea lui Lao Zi, viața poate fi definită ca fiind flexibilă și mlădioasă prin excelență. Unele dintre cele mai dragi amintiri ale mele legate de cei 8 copii ai mei sunt momentele când le priveam cu teamă chiar trupurile flexibile de copii de-abia veniți pe lume. Puteam să-i port în brațe și să le aduc cu multă ușurință picioarele la nivelul gurii sau chiar în dreptul cefei. Erau maestri de săvârșiți de yoga la vârsta de numai câteva luni sau câteva zile. Când învățau să meargă, îi priveam uimit, adesea ținându-mi respirația de emoție, cum se loveau la cap, cum se ciocneau de pereți, pentru că nu se uitau pe unde merg, sau cum aveau parte uneori de niște căzături destul de neplăcute. Și totuși, ca prin minune, își reveneau din căzături sau din lovituri de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Ceea ce s-ar fi soldat în mod sigur cu o fractură de coastă sau de braț în cazul unei persoane mai în vârstă, abia dacă era băgat în seamă de micuții aceștia flexibili. Tot astfel, un copac bătrân, ajuns în pragul morții, se întărește, crengile îi se sfărâmă ușor și e predispus să ia foc mai repede sau să fie doborât de un vânt mai puternic. De vreme ce pomul nu mai poate să se înconvoaie, o rafală puternică poate să-l pună la pământ imediat. Pe măsură ce îmbătrânește, lemnul devine mai slab doar pentru că își pierde flexibilitatea. Rigiditatea lui, pe care unii o confundă cu un semn de putere, îl transformă, de fapt, într-un organism vulnerabil. În mod similar, în momentul morții, toate ființele ajung într-o stare de rigor mortis, care înseamnă înțepenire completă și, desigur, o absență totală a puterii. A fi maleabil și capabil să te mlădiezi sunt lucruri care depășesc cu mult simplul proces de îmbătrânire, pe care toate corpurile sunt hărăzite să-l experimenteze. Astfel, Lao Zi te îndeamnă să aplici principiul de față gândurilor și tipurilor de comportament. Ți se amintește că rigiditatea și duritatea însoțesc moartea, în timp ce maleabilitatea și chiar slăbiciunea sunt înrudite cu viața. Poate ai fost învățat că puterea se măsoară după cât de inflexibil ești în gândire și în părerile proprii și că slăbiciunea este asociată cu cei care cedează. Dar atunci când te confrunți cu vreo situație stresantă, reține că rigiditatea, inflexibilitatea, nu te va ajuta să mergi prea departe, în vreme ce flexibilitatea te va scoate la liman. Schimbă-ți felul de a te raporta la putere nu numai când acest concept se referă la oamenii aflați în poziții de putere, ci și la tine însuți. Sunt multe de spus când vine vorba de lucrurile pe care am fost condiționați să le percepem drept slabe,
Începe să vezi vulnerabilitatea din inima puterii și cum slăbiciunea este, de fapt, putere. Încă unul din fascinantele paradoxuri din Tao Te Ching. Iată la ce te îndeamnă la o zi să cugeți când aplici concluziile din versetul de față, atât de des citat. Rămâi puternic în timp ce te mlădiezi. Propuneți să fii precum palmierii în mijlocul furtunilor, ce ating forța unui uragan, așa zisa lor slăbiciune le dă într-un fel putere pentru a supraviețui furtunilor devastatoare. Același lucru este valabil și pentru felul în care relaționezi cu ceilalți, așa că ascultă mai mult, îngăduie punctelor tale de vedere să fie contrazise și fii suplu în gândire atunci când este cazul, știind că de fapt alegi să fii puternic. Cu cât ești mai rigid în tiparele tale mentale și cu cât te ferești mai mult să iei în calcul și alte puncte de vedere, cu atât sunt mai mari șansele să te frângi de la rădăcină. După cum îți amintește la o zi, tot ce este tare și înțepenit se va rupe, în vreme ce tot ce este mlădios și suplu va dăinui. Treceți în revistă atitudinile rigide. Analizează-ți atitudinile în chestiuni precum pedeapsa capitală, legalizarea anumitor droguri, avortul, restricționarea utilizării armelor de foc sau restricționarea numărului de copii pe care o familie îi poate avea, sistemul de impozitare, conservarea energiei și alte teme asupra cărora ai o opinie de neclintit. Apoi încearcă să te pui în postura celor care au o părere diferită de a ta. Când vei auzi argumentele prin care te combat pe tine, vei vedea că există ceva adevăr în vorbele acestui vechi proverb. Citat: așa văd eu lucrurile. Tu cum le vezi? De fapt, poți vedea lucrurile în mai multe feluri. Închei citat. Astăzi, de pildă, am purtat o discuție cu Serena, fiica mea, în legătură cu o prezentare pe care trebuia să o facă în fața clasei la școală la o anumită materie. Ea era convinsă că ajunsese la o concluzie de nezdruncinat în privința politicii de angajare a unui mare lanț de magazine. Nu mai era nimic de discutat în această privință, toți se înșelau și ea avea dreptate. Totuși, de dragul unei discuții inteligente, eu m-am pus în postura gigantului comercial și am încercat să-i prezint perspectiva lui. Pe măsură ce conversația noastră continua, fiica mea a început să cedeze și să nu mai fie atât de categorică. Când și-a dat seama că de fapt orice lucru și orice întâmplare are cel puțin două versiuni, s-a pomenit că dorea efectiv să asculte și interpretarea contrară. Serena a fost astfel capabilă să cedeze într-o manieră care a făcut-o mai puternică. Dacă liderii lumii, cei chiar aflați pe poziții adverse într-o anumită privință, ar fi cel puțin dispuși să se asculte unii pe alții, conflictele nu ar mai degenera în probleme de viață și de moarte. Ascultând, cedând și arătându-ne amabili, devenim cu toții discipolii vieții. Practică Tao acum. În fiecare zi, în ședința de yoga, există un exercițiu care îmi amintește de acest verset din Tao Te Ching și te îndemn și pe tine să îl practici chiar acum. Ridică-te și stai cu picioarele lipite, ridică-ți și mâinile deasupra capului și întinde-te cât de mult poți. Apoi apleacă-te la dreapta cât mai mult cu putință și rămâi astfel timp de 60 de secunde. După aceea întoarce-te la poziția verticală și repete exercițiul aplecându-te la stânga. În tot acest timp, vizualizează-te drept o ființă flexibilă, suplă și capabilă să te mlădiezi pentru a rămâne în armonie cu Tao.